Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Legal 100%. Anul 2020 a fost un an dificil, un an în care lucrurile nu s-au întâmplat așa cum s-au întâmplat în ultimii ani. Putem spune acest lucru și despre vacanțele pe care ne-am fi dorit să le avem, dar pe care le-am amânat sau anulat din cauza situației pandemice. În ediția de astăzi încercăm să vă arătăm care sunt opțiunile și etapele procesului de amânare sau anulare a vacanțelor, dar și acela de recuperare a sumelor de bani achitate. Și vom face acest lucru cu ajutorul specialistului alături de noi prin intermediul platformei Zoom, avocat Andreea Ciortan. Bună ziua, Andreea! Mulțumim că ai acceptat invitația noastră! Bună ziua și vă mulțumesc frumos pentru invitație! Andreea, aș vrea să începem prin a face cumva o împărțire a categoriilor de servicii turistice. Știu că sunt mai multe astfel de categorii și, bineînțeles, în funcție de acestea și pașii pe care trebuie să-i urmeze cineva care a contractat un pachet turistic sunt diferiți. Așadar, despre ce categorii este vorba și prin ce se caracterizează fiecare categorie? Există două categorii de servicii turistice. Prima categorie de servicii de călătorie și cazare sunt cele organizate în regie proprie, iar cea de-a doua categorie vizează aceste servicii de călătorie și cazare achiziționate prin intermediul unei agenții de turism. Bineînțeles, în această categorie sunt cuprinse și pachetele turistice. Fiecare categorie are propriile caracteristici. Dacă în prima categorie călătorul este cel care își achiziționează în mod direct biletul sau biletele de avion și cazarea prin accesarea diferitelor site-uri de specialitate sau a site-urilor companiilor aeriene ori a site-urilor unităților de cazare. Pentru cea de-a doua categorie este necesară încheierea unui contract între călător, care de fapt este beneficiarul acestor servicii, și agenția de turism. Bineînțeles, o agenție de turism licențiată în acest sens. Cu siguranță toți cei care își doresc o vacanță se gândesc înainte de asta dacă să o facă în regie proprie, respectiv să urmeze toți pașii necesari pentru a obține vacanța respectivă, să ia legătura cu compania aeriană, să-și rezerve această vacanță la un hotel, să facă toate aceste demersuri pe care în mod normal, dacă apelezi la o agenție de turism, sunt demersurile făcute de către agenție. Așadar, oamenii se gândesc înainte dacă e mai bine să facă asta de unii singuri sau să apeleze direct la o agenție de turism. Și acum te întreb pe tine, oare care variantă poate în această perioadă, dacă tot facem referire non-stop la perioada pandemică, ar fi mai de dorit? Trebuie nuanțată puțin această problemă, pentru că în situația în care călătorul optează pentru o călătorie în regie proprie, el dorește să-și achiziționeze vacanța pe cont propriu, el va fi nevoit să contacteze companiile aeriene sau unitățile de cazare în vederea anulării. Foarte important de menționat în această situație este faptul că nu poate fi încheiată o asigurare de călătorie stornă care să faciliteze cumva recuperarea acestor sume în situația în care se va ajunge în punctul anulării vacanței. În timp ce cea de-a doua categorie este reglementată de ordonanța de urgență numărul 2/2018 și de asemenea pentru această categorie poate fi încheiată o asigurare de călătorie stornă. În realitate, această asigurare acoperă riscurile care pot apărea pentru o călătorie în străinătate de la momentul organizării și planificării ei până la momentul întoarcerii în țara turistului. Deci, din punctul meu de vedere, ar fi recomandat să avem această asigurare, mai ales în actualul context asupra căruia planează o incertitudine totală. Și, practic, agențiile de turism întotdeauna pun în vedere clientului, bănuiesc, posibilitatea încheierii acestei asigurări stornă. Corect, corect. Da, ei sunt obligați să informeze în mod adecvat consumatorul în această privință.
Spuneam eu la început că sunt mai multe opțiuni, respectiv amânarea sau anularea vacanțelor. Poate ar trebui să le luăm puțin pe fiecare în parte, să vedem ce ar însemna amânarea și ce pași trebuie făcuți pentru amânarea unei vacanțe și ce înseamnă până la urmă dorința clientului de a o anula cu totul. Pentru că, sigur, și agențiile de turism sunt cumva intermediari și au avut tot felul de probleme în această perioadă. Corect. În primul rând, amânarea vacanței presupune că turistul va beneficia de aceleași servicii, dar pentru o perioadă ulterioară. Adică va avea exact același pachet, cu exact aceiași prestatori de servicii, dar se va stabili o altă perioadă pe care o estimează agențiile de turism că se va putea derula, bineînțeles, și după posibilitățile turistului. În timp ce anularea vacanței presupune repunerea părților în situația anterioară, în această situație agențiile de turism vor fi nevoite să ramburseze sumele achitate de către turist în cazul în care vacanța nu va mai putea avea loc. Dar sigur și agențiile de turism trebuie să facă niște pași către beneficiarii cei din urmă, să zicem, unde și ei la rândul lor au achitat aceste sume, nu? Adică prima dată ei trebuie să-și recupereze ei banii, după care să le înapoieze banii clienților lor. Sunt niște pași un pic mai dificili, de aceea cred că agențiile de turism au încercat să-i îndemne pe clienți să amâne vacanțele mai degrabă decât să le anuleze. Nu știu ce ai constatat din cazurile întâlnite în practică. În practică, agențiile de turism vin cu anumite variante, tocmai pentru a nu se ajunge în punctul în care călătoria se va anula. De obicei, ele propun fie amânarea vacanței sau oferă anumite vouchere. Este foarte important de menționat faptul că călătorul nu este obligat sau condiționat să accepte una dintre aceste variante, ci el are în continuare posibilitatea recuperării sumelor achitate în vederea achiziționării pachetului de turism. Mare parte din agențiile de turism încearcă să ofere clienților, în momentul în care aceștia solicită amânarea sau, mai cu seamă, anularea vacanțelor contractate, să ofere opțiunea unor vouchere. Este o opțiune. Nu este o obligație. Înțeleg că foarte multe discuții se iscă în jurul acestui subiect. Majoritatea agențiilor de turism cumva obligă, cu ghilimelele de rigoare, turiștii să accepte aceste vouchere, multe dintre ele spunându-le că nu își vor mai recupera banii în situația în care nu acceptă aceste vouchere. Nu puțin au fost situațiile în care am întâlnit persoane care asta au relatat și au spus că deși nu doreau acceptarea unui voucher au fost nevoiți tocmai pentru că exista posibilitatea să nu-și mai recupereze banii. Fapt total neadevărat, pentru că ei în continuare au posibilitatea să își recupereze aceste sume. În ciuda tuturor acțiunilor agențiilor de turism. Și agențiile de turism pot fi, să spunem, pedepsite în vreun fel de către lege dacă se demonstrează că au făcut presiuni în acest fel? Adică ai avut, de exemplu, cazul, spuneai mai devreme, de clienți care ți-au și spus că s-au aflat în această situație de a fi cumva presați de către agențiile de turism să accepte această opțiune. Totuși, ei au dreptul să nu o facă și atunci aceste presiuni bănuiesc că ar putea fi și pedepsite până la urmă. Da, în cele mai multe situații noi am sesizat Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, ei au luat măsurile necesare și i-au sancționat contravențional pe respectivele agenții. De asemenea, noi am încercat recuperarea sumelor direct de la agenții pe cale amiabilă. Bineînțeles că majoritatea și-au păstrat poziția și au spus că ori vreți vouchere, ori nu aveți posibilitatea de a recupera și, bineînțeles, am demarat acțiuni în instanță în vederea recuperării acestor sume. Dar dacă stăm să ne gândim puțin și să înclinăm balanța și
înspre agențiile de turism, să spunem. Nu știu, în această perioadă legislația a venit cumva și în sprijinul lor, pentru că până la urmă bănuiesc că au rămas fără toți clienții care contractaseră anumite vacanțe, anumite pachete turistice, astfel încât nici situația lor nu a fost una foarte roz. Nu știu, aveau vreun comision cu ajutorul căruia se poată măcar supraviețui ca și entitate? Bineînțeles că nici situația agențiilor de turism nu este una fericită, pentru că în momentul în care turistul și-a achiziționat pachetul, ei la rândul lor și-au plătit prestatorii. Bineînțeles că prestatorii îi condiționează în vreun fel, ok, nu vă putem da bani acum pentru că situația este incertă, o să vi dăm, dar la un moment dat când lucrurile se vor îmbunătăți. Astfel că agenția este pusă într-o situație destul de delicată, pentru că pe de o parte clienții zic, ok, noi ne vrem bani înapoi pentru că, uite, situația e de așa natură, vacanța nu va mai putea avea loc, și pe de altă parte prestatorii care îi condiționează că la o anumită dată își vor recupera acest sume de bani. Nu știu exact dacă până la ora actuală statul a venit cu anumite măsuri pentru a-i ajuta să gestioneze cumva această situație, ci de cele mai multe ori rămâne la latitudinea înțelegerii, să zic așa, între turist și agenția de turism. Așa. Foarte multe persoane au înțeles situația cu care se confruntă agențiile de turism și au optat fie pentru amânare sau au acceptat voucherele de vacanță. Dar, din păcate, cumva frustrările agențiilor de turism s-au revărsat de cele mai multe ori asupra turiștilor, tocmai prin, așa cum am menționat și anterior, îi obligă să accepte aceste vouchere pentru că vor ști că nu vor avea posibilitatea să returneze banii. Apropo de aceste vouchere, și valabilitatea lor s-a tot decalat, nu-i așa? Adică vorbim de aceste vouchere pe care le primesc angajații și foarte multă lume la un moment dat era speriată că nu le mai poate folosi. Dar înțeleg că valabilitatea lor se tot decalează. E una dintre măsurile cu care a venit până la urmă guvernul pentru a-i ajuta. Bine, și la nivel european există o recomandare din 13 mai 2020 care prevede posibilitatea agențiilor de a oferi amânarea vacanțelor sau a oferi un voucher, iar cu privire la aceste vouchere au fost și câteva recomandări. În primul rând, voucherele respective, așa cum ai menționat, trebuie să cuprindă perioada exactă de valabilitate, iar în acest sens Comisia Europeană recomandă să aibă o valabilitate de minim 12 luni. De asemenea, aceste vouchere ar trebui să cuprindă în mod concret toate drepturile pe care le au. Bineînțeles că mai sunt menționate și alte caracteristici, cum ar fi posibilitatea călătorului de a transfera unui alt călător acest voucher fără a fi perceput un comision suplimentar, bineînțeles, doar cu acceptul prestatorului de servicii se poate face acest lucru. Iar în situația în care voucherul nu va fi utilizat în perioada sa de valabilitate, atât transportatorii cât și organizatorii vor fi nevoiți să ramburseze ulterior acestei perioade în maxim 14 zile sumele achitate de către călător. Acestea sunt câteva dintre recomandările Comisiei care au fost puse în practică și la noi. Aș vrea să vorbim acum puțin și despre anularea rezervărilor de tip early booking și posibilitatea rambursării sumelor achitate cu titlu de avans sau preț. E iarăși o discuție interesantă și aș vrea să o înțelegem puțin mai bine. Tot așa, persoane specializate, să le spunem, cumva sugerează clienților să aștepte până în ultimul moment și abia apoi să anuleze sejurul. De ce ar fi mai de dorit o astfel de variantă? După cum bine știm, acest tip de vacanțe early booking oferă călătorului o reducere de până la 20-30% din pachetul turistic, călătorul, bineînțeles, fiind nevoit la momentul achiziționării să achite o parte din contravaloarea pachetului, iar ulterior, până la data plecării, să achite diferența. Eu recomand să se studieze foarte bine contractul și absolut toate clauzele din contract, pentru că, de obicei, acest tip de vacanță nu permite rambursarea sumelor achitate cu titlu de avans. Dar,
așa cum am menționat, situația poate să difere în funcție de clauzele contractuale pe care părțile le-au semnat. Bine, doresc să menționez că și eu recomand să se aștepte până în ultimul moment, deoarece doar atunci se va avea posibilitatea efectivă de a cântări toate opțiunile pe care turistul le are la îndemână și toate riscurile pe care este dispus să le accepte. Pentru că toată această incertitudine care planează asupra situației, nu ar fi recomandat ca el să-și anuleze prealabil, pentru că apreciază el că pe viitor nu se va putea ține vacanța. Au fost situații, de exemplu, în care anumiți turiști au apreciat că numărul de cazuri de infectare va crește, iar ei și-au anulat în avans sejurul. În această situație, mulți nu au putut să-și mai recupereze banii sau au recuperat doar o parte din bani, iar ulterior, în apropierea datei programate, chiar companiile aeriene sau agențiile de cazare au anulat vacanțele și au rambursat toți banii către turiști. Bineînțeles că cei care au anulat voluntar în prealabil nu au mai putut beneficia de rambursarea integrală a sumelor. Chiar dacă traversăm o perioadă dificilă, chiar dacă în continuare numărul de cazuri de COVID-19 este foarte mare, totuși sunt persoane care nu acceptă ideea că anul acesta sărbătorile de iarnă nu vor arăta ca și în ceilalți ani, chiar dacă autoritățile ne repetă acest lucru în fiecare zi. Nu acceptă acest lucru și își doresc să meargă într-o vacanță. La ce trebuie să fie atenți în această perioadă totuși? Bănuiesc că dacă apelează la o agenție de turism, această agenție are cumva acum niște obligații în plus, cel puțin de informare cu privire la situația epidemiologică din țările unde aceștia doresc să ajungă. Așadar, ce sfaturi le oferi celor care în acest moment se gândesc totuși să plece undeva în preajma sărbătorilor de iarnă? Cei care doresc să-și achiziționeze un pachet turistic pentru sărbătorile de iarnă ar trebui să aibă în vedere măsurile și interdicțiile atât impuse la nivelul țării noastre, cât și la nivelul țării de destinație. Trebuie să fie foarte atenți la clauzele contractuale pe care le semnează și dacă va exista posibilitatea rambursării sumelor integral în situația în care vacanța se va anula și de asemenea recomand încheierea unei asigurări de călătorie Storno care va facilita recuperarea mai ușoară a acestor sume. Și este de preferat, să spunem, într-o astfel de situație ca respectivul client să apeleze poate mai bine la cunoștințele unui avocat, să facă acesta demersurile cumva în favoarea lui, sau ar fi posibil, dacă lucrurile se întâmplă așa cum ar trebui și în conformitate cu legea, să ducă acest demers la bun sfârșit de unul singur? Bineînțeles că întotdeauna un ajutor de specialitate este binevenit și oferă mai multă siguranță călătorului în momentul în care semnează contractul, dar dacă în momentul în care se va semna, el va fi atent la toate aceste clauze și va avea în vedere toate riscurile la care este supus în situația în care vacanța nu va mai avea loc, eu consider că va putea și de unul singur să încheie un astfel de contract, fără a fi necesar un ajutor de specialitate. Dar așa cum am zis și anterior, ar fi recomandat să apeleze la ajutor de specialitate al unui avocat. Chiar pe final, Andreea, făcând așa o retrospectivă a tot ceea ce am discutat astăzi, sunt într-adevăr mai multe categorii de pachete turistice. Spuneam că respectiva persoană poate să-și achiziționeze în regie proprie, da, biletele de avion, cazarea și așa mai departe, sau poate apela la o agenție de turism. Sunt niște pași pe care trebuie să-i urmeze în situația în care dorește să amâne sau chiar să anuleze vacanța. Vorbim totuși de un contract și în toată această perioadă a pandemiei am discutat noi despre clauzele contractuale și forța majoră, practic, inserată în aceste contracte. Forță majoră care, sigur, odată inserată într-un contract și odată ce apare un caz de forță majoră, cumva lucrurile încep să se rezolve de la sine. Într-un contract semnat și încheiat cu o agenție de turism există loc pentru
forță majoră și această forță majoră să fie legată de o situație de pandemie? Și în contractele de turism regăsim inserate clauze care vizează forța majoră, dar, după cum bine s-a văzut și în practica de până acum, rămâne la latitudinea instanței în funcție de particularitățile fiecarei spețe, dacă forța majoră a fost sau nu incidentă într-o anumită situație. Te-aș ruga să ne oferi, să le oferi celor care ne urmăresc și care sunt interesați de tot ceea ce înseamnă, iată, un contract încheiat cu o agenție de turism și nu numai, sfaturi pentru cum ar trebui să vadă tot acest proces de la semnarea unui contract și până, iată, la apariția unui caz, putem să-i spune și de forță majoră și posibilitatea acestuia de a amâna, anula respectiva vacanță. În primul rând, trebuie să fie atenți la clauzele pe care le conține contractul pe care le semnează, să vadă exact posibilitățile pe care le au în situația în care vacanța nu va mai putea avea loc, dacă au posibilitatea să li se ramburseze toți banii pe care i-au achitat până în acel moment sau ce alte opțiuni ar avea la îndemână. De asemenea, să urmărească cu atenție evoluția pandemiei, pentru că și să aștepte până în apropierea datei programate pentru sejur, pentru că doar în acel moment ei au o vedere de ansamblu a situației, în sensul că pot cântări foarte bine opțiunile pe care le au și au clar care au în vedere riscurile pe care și le asumă în situația în care vor opta pentru contractarea unor pachete turistice. Și, de asemenea, le recomand încă o dată să încheie și o asigurare de călătorie storno, tocmai pentru întreg procesul de recuperare a sumelor să fie mai ușor, să spun așa. Andreea, îți mulțumim pentru tot ceea ce ne-ai spus azi și te așteptăm cu mare drag și într-o ediție viitoare a emisiunii Legal 100%. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Sperăm că v-am fost de folos cu aceste informații. Până data viitoare, numai bine!